7.661 de noi cazuri de coronavirus au fost înregistrate în ultimele 24 de ore în România din peste 32.000 de teste efectuate. Au murit încă 211 români după ce s-au infectat cu virusul COVID, fiind vorba despre un nou record negativ. La terapie intensivă sunt internați în prezent 1.252 de pacienți. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate peste 492.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 381.000 de pacienți au fost declarați vindecați, în timp ce 11.876 de persoane diagnosticate cu această infecție au murit. Cele mai afectate regiuni rămân a fi capitala București și județele Constanța, Ilfov, Sibiu și Brașov.